Cuvântul din dimineața aceasta este un cuvânt foarte important pentru noi, din una din epistolele foarte importante. Întâi epistolă a lui Ioan. Mulțumesc Domnului pentru frații care au acoperit foarte bine aceste aspecte esențiale care țin de biruința noastră împotriva diavolului. Aș vrea doar să subliniez un lucru, și anume, motivul pentru care Apostolul Ioan scrie această epistolă și scrie ceea ce scrie în aceste versete, o parte din ele le-am citit în dimineața aceasta. Versetul 26 este cheie, pentru că trebuie să știm de ce Apostolul scrie ceea ce scrie. V-am scris aceste lucruri, puneți 1 Ioan 2 cu 26, în vederea celor ce caută să vă rătăcească. V-am scris aceste lucruri ca să vă avertizez, să vă pun în gardă, să fiți atenți, pentru că sunt agenți ai rătăcirii care încearcă să vă păcălească, să vă amăgească. La un moment dat Ioan spune, ați auzit care să vină Anticrist, este o persoană, este un sistem, este un regim final al guvernului global. Dar Duhul lui Anticrist deja operează în lume. Lumea este plină de amăgitori. Și toți acești anticriști funcționează, operează după modelul diavolului și sunt premergători lui Anticrist, cel care va fi cu adevărat Anticrist. Ei caută să înșele pe credincioși. Aici nu vorbim de lume. Lumea zace în cel rău. Lumea e moartă în păcat. Vorbim de credincioși. Ioan vorbește despre trei forțe care acționează împreună, conspiră împreună pentru ca să ne amăgească și să ne rătăcească, și anume înclinațiile, poftele și viciile firii pământești din interiorul nostru, predispoziția firii pământești la păcat. 2. Oamenii care dau curs firii pământești și justifică firea pământească prin mesajele lor care strică cuvântul adevărului și răstălmăcesc scripturile, și lumea care oferă imagini, vitrine, oportunități, care ne îmbie, care ne aplaudă și ne laudă atunci când îi dăm dreptate și când ne potrivim chipului veacului și nu chipului Domnului. Aceste forțe de amăgire sunt foarte puternice, gândiți-vă. Înclinațiile și tendințele noastre în firea pământească sunt către rău. Predicatorul de la Amvon ne spune că avem voie. Și lumea vine cu portițe, cu ferestre, cu oportunități, cu posibilități de împlinire, de practicare a acelor pofte ale firii pământești. Lucrurile acestea nu se întâmplă în mod nuclear dintr-o dată. Ele încep cu un cartuș, o grenadă,
E un război fantastic. Biblia vorbește de săgețile arzătoarele celui rău. Atracțiile firii pământești încep cu oglinda. Pentru că ne-am uitat să vedem cum arată lumea, că e vorba de pofta ochilor. Și când mă duc în fața oglinzii și mă aranjez, asta este cea mai universală și cea mai accesibilă formă de înșelare pe care o practică diavolul prin firea noastră pământească, care îi place să se potrivească modelelor admirate din lumea aceasta. Predicatorul vine la amvon și spune, ce le spune Pavel la Corinteni e cultură, cultura din Corint. Podoaba voastră să nu fie cea de afară, ci cea dinăuntru, dar asta nu înseamnă să nu fie și din afară. Și oia de la un pic, la mai mult, la mai mult, la mai mult, până ne pierdem credibilitatea. Pentru că vreau să vă spun, cuvântul lui Dumnezeu stă cu noi la zero, la abstinență totală. I-ai dat voie la o picătură, nu-i mai poți predica împotriva la pahar, nici atât împotriva la o sticlă, când i-ai dat voie la prima picătură. Iată de ce trebuie să fim foarte, foarte atenți cu acești învățători ai îngăduințelor. De unde vine pofta asta, dorința asta, să mă duc să-mi cumpăr și eu lucru cu tare, pentru că l-are și cu tare? Să mă uit la alte biserici de succes, care se îmbracă într-un anumit fel, care se închină într-un anumit fel, și să zic, de aceea se duc toți în iad? Oameni buni, ascultați-mă, se vor duce în iad cu miliardele. Miliarde de ei se vor duce în iad. Și din nefericire, miliarde care își zic creștini de-a lungul veacurilor s-au dus și se mai duc în iad. Și sunt două categorii de creștini, așa zici creștini unii, care sunt rupți de împărăția lui Dumnezeu. Primii, care nu sunt, se dau drept, dar n-au fost niciodată, se infiltrează în Biserica Domnului, așa cum odinioară le-a spus Ioan, pui de năpârci, cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Ei vor să rezolve problema eternității lor, dar fără să omoare euul lor. Fără să renunțe la stilul lor păcătos de viață. Teologiile moderne îl învață pe om că poate deveni creștin fără să o rupă cu păgânătatea și cu poftele lumești. E aici avem o problemă. Ultimul verset pe care l-am citit spune, versetul 29 din 1 Ioan 2, dacă știți că El este neprihănit, cine este El? Este Domnul. Să știți și că oricine trăiește în neprihănire este născut din El. Să fim foarte atenți cu conceptul acesta al neprihănirii. L-am spus de multe ori și îl repet de multe ori, pentru că încă e multă confuzie în direcția aceasta. Neprihănirea are trei dimensiuni, trei forme. Neprihănirea ca standard, neprihănirea ca statut și neprihănirea ca stare. Standardul neprihănirii este Hristos. Cine zice că rămâne în El, să trăiască și El cum a trăit Hristos. Standard înseamnă model, înseamnă șablon, înseamnă unitatea de măsură. Până când slujim noi bisericii, spune Efeseni capitolul 4, până vom ajunge toți la plinătatea staturii lui Hristos. Ce înseamnă statură? Standard. Până vom crește la înălțimea Lui. Până vom deveni asemenea Lui.
Ăsta este scopul slujirii noastre. Ce înseamnă statut? Înseamnă că ai venit la biserică, înseamnă că ai capitulat și ai spus în păcătos, că te-a convins Duhul Sfânt. Și înseamnă că ai spus, am nevoie de Hristos și de jertfa lui Hristos. Vreau să fiu mântuit. Încă n-ai apucat să-ți dai averea la săraci și că ai promis, Zacheie. Și că ai promis că dai înapoi împătrit celor pe care i-ai nedreptățit, încă n-ai apucat să faci lucrul acesta. Dar Hristos deja a intrat la tine în casă și te-a declarat un fiu al lui Avram. Fariseii s-au declarat și ei fiul lui Avram și Domnul le-a spus, tatăl vostru este Satana, nu este Avram. Pentru că voi ascultați adevărul și în loc să vă pocăiți și să capitulați în fața adevărului, să-l acceptați și să-l trăiți, voi vă răzvrătiți împotriva adevărului și vreți să vă omorâți. Avram n-ar fi făcut așa ceva. Nu-l aveți ca tată pe Avram, îl aveți ca tată pe diavolul. Pe când la Zacheu se duce în casă și îi spune, astăzi a intrat mântuirea în casa ta. Și el este un fiu al lui Avram. Ăsta este statutul. Dar pentru că Avram a crezut, Zacheu a crezut. Dar dacă Zacheu a doua zi ar fi zis, cred că am zis greșit de 4 ori. Poate să le dau de 2 ori. Dar să mă lase în pace, le dau cât le-am datorat și gata. Deși că dacă stau să mă gândesc că la nu merită. Dacă ar fi spus săracii ăștia despre care am vorbit, am fost prea emotiv. Ăștia sunt niște puturoși, nu le dau nimic. Dragii mei, Zacheu a primit statutul, dar pe urmă Zacheu a trebuit să trăiască practica cea neprihănire. A treia dimensiune e starea de neprihănire zilnică. Când aplici ceea ce ai crezut. Când te potrivești standardului până ajungi ca standardul. Când nu profiți de statut ca doar să-l reclam și să-l proclam, dar fără să-l aplici și să-l trăiești practic, că asta nu-ți folosește la nimic. Lumea e plină de declarații. Dumnezeu a zis, eu sunt. Omul care se dă drept Dumnezeu e plin de eu. Sunt. Eu sunt așa, eu sunt pe dincolo, eu sunt cu tare, eu sunt așa și nu știu ce. Eu sunt. Lumea e plină de declarații. Inclusiv creștinismul e plin de declarații. Eu sunt copilul lui Dumnezeu. Și nu e o declarație rea. Dar trebuie să ne umble picioarele pe unde ne umblă gura. Pentru că dacă doar proclamăm statutul, dar nu ne raportăm la standard ca să-l trăim practic în fiecare zi, declarațiile noastre nu valorează 2 parale. De-aia spune aici, dacă știți că el este neprihănit, avem standardul. Să știți că cine este născut din el, adică are statutul. Cine trăiește în neprihănire, adică cine are starea zilnică, practică de neprihănire. Dacă știți că el e neprihănit, standardul. Asta înseamnă neprihănire. Uită-te la Hristos, analizează-L pe Hristos, vezi-L pe Hristos, urmărește-L pe Hristos. Dacă știm că El e neprihănit, cine este născut din El? Cine poate să reclame, să proclame, să pretindă statutul de copil al lui Dumnezeu? Cel care trăiește în neprihănire, cel care se uită la standard și îl trăiește. Pe urmă poate să și zică, eu sunt copil al lui Dumnezeu. Până nu trăiești standardul, nu-ți răci gura de pomană să declari că ești. Că nu ești.
Nu ești oricând n-ai fost niciodată, așa spune Biblia, ei au ieșit din mijlocul nostru, dar nu erau dintre ai noștri. S-au infiltrat, au sărit gardul. Pe unde se intră în neprihănire pe calea cea strâmtă? Pe poartă. Poarta, dragii mei, nu e doar o ușă de asta pe care o deschizi și faci pași și intri prin ea. Poarta e un loc unde ești cioplit și decupat. Ca să nu mai rămână din tine decât ce aparține lui Dumnezeu. Acolo se taie, se lovește, se cioplește. Știi cât stai în poarta aia? Până ia Hristos chip în tine. De-aia Pavel la un moment dat se lamenta și spune: ce mă fac cu voi, corintenilor? Că simt durerile nașterii, mă doare pe mine. Până când? Până va lua Hristos chip în voi. Mulți credincioși se înghesuie, se împing, se uțupesc la poarta asta să intre. Dar nu dă drumul la bagaje, nu dă drumul la firea pământească, nu se lasă formați, decupați, modelați. Și nu pot intra. Și Biblia zice, va intra și va ieși în partea altă. Și abia atunci va găsi pășune. Unii se uită cum se chinuie alții și spun, înalt e gardul ăsta. Și zice Biblia că sunt niște hoți și niște tâlhari care sar și ăștia nu s-ai Domnului. Ajung la amvon, dar nu s-ai Domnului. Ajung la microfon, dar nu s-ai Domnului. Scriu cărți, dar nu s-ai Domnului. Sunt profesor de teologie, dar nu s-ai Domnului. Oh, sunt niște înșelători, sunt niște anticriști. N-au fost niciodată dintre ai noștri. Dar există un al doilea pericol, care sunt din ai noștri, să fie amăgiți și duși în rătăcire și să nu rămână în Hristos. Că de-aia spune aici, și acum copilașilor, le scrie copilașilor, cine sunt copilașii care au primit statutul? Copilașilor, rămâneți în El! Pentru că atunci când se va arăta El, să avem îndrăzneală și la venirea Lui, să nu rămânem de rușine, adică am făcut declarații gratuite, eu sunt și n-ai fost nimic. Să se aleagă praful și pulberea de pretențiile și de declarațiile tale. Să nu rămânem de rușine și ascultați și depărtați, separați de El. Cum se întâmplă asta când nu rămâi în adevăr? Și din cauza aici cuvântul Domnului spune în versetul 24, ce ați auzit de la început, aceea să rămână în voi. Știu că trebuie să rămânem în ce am auzit la început. Unde e începutul? Asta este începutul. Ce ați auzit de la început? Scriptura propovăduită de Hristos și scrisă de sfinți. De asta noi nu mai scriem Scriptura azi. Asta a fost la început. S-a încheiat, s-a pus punct. Tot ce scriem noi, interpretăm. Și sunt o categorie de oameni care interpretează în favoarea Duhului și sunt o categorie de oameni care interpretează în favoarea firii. De obicei, oamenii care interpretează în favoarea firii spun că nu contează cum trăiești, că tu deja ești. Dragii mei, cum ești și cine ești, trebuie să determine cum trăiești. Dar eu nu știu cine ești și ce ești până nu mă uit la ceea ce trăiești. Așa că am o rugăminte la tine. În primul rând, vino la lumină și ia defilează matale prin fața mea să te văd
cum mergi și cum trăiești. Și nu spune, sunt într-o țară liberă, fac ce vreau, nu te uita la mine, nu vă uitați la noi, uitați-vă pe pereți. Nu. No. Dacă trebuie, mai îmi pun o pereche de ochelari și mă uit la tine, pun lupa pe tine să văd cum trăiești, ca să știu cine ești. Și dacă nu trăiești, tu poți să vorbești. Dar eu știu cine ești și știu și al cui ești. Așa că, fraților, burta pe carte și pe treabă l-a împlinit și l-a trăit așa cum e scris. Că dacă nu, vom cânta declarații. Vom citi declarațiile altora. Ne vom ruga declarații. Și vom predica declarații. Și Domnul Iisus Hristos spunea, nu cine zice, Doamne, Doamne, ci cel ce face voia. Ridicăm în picioare și cerem această ungere. Vedeți? Cunoașterea e foarte bună, să rămânem în ce am învățat de la început, dar de multe ori, datorită oboselii, datorită frământărilor, datorită atacurilor celui rău, tindem să nu mai dăm o interpretare corectă acestui cuvânt. Și Biblia spune că ne ajută ungerea, instinctul acela al Duhului Sfânt, care în noi spune, nu sună bine ce zice. E fals? Nu-mi sună bine. Dacă ai acea călăuzire a ungerii Duhului Sfânt, nu vei fi niciodată înșelat. De aceea să cerem ungerea Duhului Sfânt, plinătatea Duhului Sfânt, puterea Duhului Sfânt, prezența Duhului Sfânt și să cerem lumină în înțelegerea curată a Scripturilor. Ne rugăm cu toții.